dragostea pentru mine înseamnă momentul ăla când restul lucrurilor nu mai contează. Aia e cel mai important. Știi că e ca un cerc vicios. Cineva te face să suferi, după aia tu faci să suferi o persoană pentru că cineva te-a făcut să suferi înainte, persoana respectivă suferă, se duce la altă persoană care e de treabă cu ea, faci să suferi pe cealaltă și așa mai departe. Experiența de viață pentru oamenii ca mine și cei care încercăm să fim mai artiști, să scriem, să creăm, e foarte folositoare pentru că tot ce expui, care chiar ți s-a întâmplat, expui mai bine. Știi că expui cu pasiune și știi că ți s-a întâmplat chiar ție. Cine iubește nu lasă. Te referi, nu lasă de la el sau nu lasă... Depinde cât de puternic e creierul tău, cred, știi? Adică bătaia între inimă și creier. Dacă o câștigă creierul, lași. Dacă inima însă e mai puternică, atunci nu lași. Cred că e o gură de aer proaspăt și vine și într-o perioadă, să spunem așa, mai romantică anului, știi, cu toamnă, mergând spre iarnă, așa, cred că e momentul oportun, știi, să meargă cuplurile, să meargă și oamenii care, nu știu, care vor să devină un cuplu, să meargă la filmul respectiv. Știu cum e cu dragostea asta. Însă și dintre ăla care se aprinde repede.